Am înregistrat și am publicat un clip cu Calvin în care recită înmurțirea pâinilor pentru a încuraja și alți părinți care au copii mici să învețe din Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să răspund la două întrebări. De ce fac lucrul acesta și cum îl fac? Îl fac pentru că din sistemul de gândire al copilului meu și din orice perioadă din viața copilului meu nu trebuie să lipsească Dumnezeu. Copilul meu trebuie să știe că Dumnezeu este și că Dumnezeu este prezent și că Dumnezeu lucrează și că. În nicio perioadă din viața lui, Dumnezeu nu este absent. De asta îl învăț despre Dumnezeu de când este foarte micut și de când el măcar nu poate să vorbească. În al doilea rând, când copilul este mic, el reține cel mai ușor lucrurile. El memorează cel mai ușor. Așa că profit din momentul acesta de care nu vom mai avea parte niciodată. Mai mult, el când va ajunge bătrân, când se va maturiza, lucrurile pe care le va ține cel mai bine minte sunt lucrurile pe care le-a învățat când a fost copil. Și este în interesul meu ca ceea ce îl învăț să fie lucruri bune ca aceste lucruri să-i vină în minte când el va trece prin viață. Apoi copiii noștri iasă afară din casă într-o lume care le va da informații greșite, care îi vom informa greșit, care le va spune filozofii și teorii și lucruri care nu sunt adevărate. Este de datoria mea să-l blindez, să-l cablez, să-l pregătesc pentru lumea de afară. Și nu pot să fac lucrul ăsta mai bine decât dându-i cuvântul lui Dumnezeu. Copilul meu nu poate să fie pregătit pentru biserică, pentru închinarea publică, decât dacă într-o anumită măsură eu am reprodus închinarea asta în privat, în casă. Îl pot face aici acasă să stea liniștit, să asculte cuvântul lui Dumnezeu, să se roage, să cânte. Și doar dacă am făcut lucrul acesta acasă, el va fi pregătit și va fi liniștit și va putea să participe la închinarea din biserică. Mai mult decât atâta, convingerea noastră este că cuvântul lui Dumnezeu duce la mântuire. Pavel spune lui Timotei că din prucie cunoaște cuvântul lui Dumnezeu care îi dă înțelepciunea care duce la mântuire. Eu dacă vreau ca el să fie mântuit și îmi doresc lucrul acesta să se întâmple acum în copilărie, nu se poate întâmpla fără cuvântul lui Dumnezeu, pentru că prin cuvânt vine credința care duce la mântuire, înțelepciunea care duce la mântuire. Așa că mă folosesc de acest instrument, de această metodă Harului, cuvântul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să producă mântuire în viața lui. Eu nu-l pot controla pe Dumnezeu, nu-l pot obliga, nu-l pot manipula pe Dumnezeu, dar îmi pot face datoria și cred că Dumnezeu se folosește de instrumente pentru a aduce mântuirea în viața copilului meu și nu vreau ca copilul meu să aibă o perioadă de răzvrătire sau de păcate scandaloase și doar după aceea să fie mântuit. Cred că Dumnezeu poate produce mântuirea înainte. Mai mult decât atâta, cel mai important lucru din viața unui om este Dumnezeu cel mai important lucru pentru copilul meu este să fie într-o relație corectă cu Dumnezeu. Și oricum ar putea să fie într-o relație corectă cu Dumnezeu fără să-L cunoască pe Dumnezeu sau să cunoască despre Dumnezeu. Astea sunt câteva motive pentru care eu consider că este fundamental să le dăm copiilor noștri cuvântul Dumnezeu. Cum fac lucrul ăsta? Foarte simplu. Înainte să-mi pun copiii la culcare, ei stau un pat, le cântăm niște cântări, le citesc câteva povestiri din Sfânta Scriptură, lor le place lucrul acesta. Cu alte cuvinte, totul se trece extrem de natural. Sunt zile în care îi las pe ei să-mi spună ce povestiri vor să le spun, le răspund, repovestesc, recitesc și după câteva zile de citirea unor povestiri, Calvin știe deja povestioara respectivă pe de Ce povestiri îți place ție cel mai mult din Biblie care ți-o citește îmi place. Cu laser, cu virialul laser? Și alta? Cu nu îmi place. Cu Neluca? Da. Cum ploarea pe apă, nu? Și cu viscuria minunată îmi place. Da. Și ai vrea ca și alți părinți să le spună la copiilor poveștile astea? E bine Da? Cum îți la să la seară?